și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like și share. Așa să se întâmple. Deci, toți prietenii noștri să facă chestia asta, da? Și noi ne pierdem timpul, trecem la treabă. Ștefania deja ne-a pregătit deja probleme. Tema pentru acasă. Clasa a cincea la anul. Să vedem dacă treci într-a cincea. O, posibil. Da, sigur, e o problemă, nu? Sperăm. Clasa a patra. Haideți, așteptați cu nerăbdare să... Așa? Așteptați cu nerăbdare să intrați în clasa a cincea, să vedeți, să întâlnirea cu profesorii, să vedeți. E, cum e? Nu știu cum e cu istoria, la ce profesor. Da, este o altă treaptă, o altă etapă, nu? Până acum învățătoarea vă știa pe toți, știa ce puteți fiecare, era mai bine? Nu, o să vedeți și de interesant este într-o a cincea. Haideți să poftim, Ștefanela, te rog. Cristi pleacă de la școală spre casă. În 15 minute ajunge în parc. Așa. Își continuă drumul și, după 10 minute, ajunge lângă casa prietenului său. De aici mai face 5 minute până acasă. La ce oră trebuie să plece Cristi de la școală pentru a ajunge acasă la ora 13:25 de minute? Să luăm mai rar, că n-am înțeles nimic. Ce pagina? Ce pagina? Da. Ai alta. Alta colegere, da? Zi, încă o dată. Cristi pleacă de la școală spre casă. Deci la școală și... Da. Și merge spre casă. Da. În 15 minute ajunge în parc. Undeva aici e parc. Da. Parc. În 15 minute, da? Da. 15 minute. Își continuă drumul și după 10 minute ajunge la casa prietenului său. Mai merge încă 10 minute, da? Da. Încă 10 minute. Și ajunge la casa prietenului. Prietenul, da? Da. De aici mai face 5 minute până acasă. Aha, mai face încă 5 minute până acasă. Păi nu știu. Wow! Nu, trebuie să faceți mai mic, nu? Deci de aici, casa să fie pe aici cândva. Că dacă 15, 10 și mai face încă 5, cam mai se pune casa. Sau să ștergă... Să le faceți mai mari. Să le fac mai mari, hai să vedem. Bun. Deci am înțeles cam care e ideea. Dar acum trebuie să o materializăm, să înțelegem bine. Deci iată, aici, până aici este parcul. Pe aici undeva 5 minute. 5 minute până la prieten, parcă nu? Sau 10 minute? 10. 10. Adică de parcă aș împărți pe asta în 3, nu? Și iau două bucăți ca să fac 10 minute. Da. Deci, a câte 5 minute fiecare? Una, două, trei. Una, două. Iată pe aici ajunge. Da? Și aici Prietenul. Și mai facem 5 minute până acasă. Adică mai facem cu un segment de asta. Nu? Fiecare câte 5 minute am zis noi, nu? 5, 3 ori 5, 15. Apoi 2 ori 5, 10. Și mai zici, mai spus că mai mergi încă 5 minute până acasă, da? Da, 5. Până acasă încă 5. Da. La ce oră trebuie să... La ce oră trebuie să plece Cristi de la școală pentru a ajunge acasă la ora 13:25 de minute? Deci vrea să ajung la 13:25. 13 H, nu? Și da. 25 minute. Păi câte minute a făcut în total? La tot drumul? 15 minute cu 10 minute, 25 minute. Cu 5 minute face 30 de minute. Da. Păi 13. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 30, da? 30 de minute. Da. Și la cât trebuie să plece? La 12. Dacă facem...
25 minute. Știu eu, la 12:55. 12:55. Că 25 minute le mai are aici, da, nu? Da, văd. Până la 30 de minute, mai are nevoie de 5 minute. Trebuie să muște din ora aceea de la până la 13, adică trebuie să fie 12 și mai puțin 55. Dintr-o oră 5 minute, deci 12:55, da? Adică dacă ne-am gândit pe ceas, nu? Hai să ne închipuim pe ceasul ăla pe mai aici. El vrea să ajungă la ora cât? 13. 13 împărțim 1, 2, 3, da? În 3 părți. Aici este 12, aici este ora 1, adică 13, 14, 15. Și fiecare împărțit acolo, nu? Deci, el trebuie să ajungă la 13:25. Deci, limba ceasului va arăta pe aici 13:25, adică asta înseamnă 15 minute, nu? Că 5, 10, 15. 15, 20, 25. Da? 25 împărțim între 1, 2, 3. Ei, aici trebuie să, când minutarul, deci orarul se indice pe aici undeva, 13 și, iar minutarul trebuie să indice 25 de minute. 5, 10, 15, 20, 25. Dar el are de plecat cât are de parcurs, cât timp trebuie să consume pentru a ajunge de la școală până acasă. Trebuie să consumi 30 de minute. Da. Da? Și atunci, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Deci trebuie să plece din poziția asta. Minutarul să arate din poziția asta. Adică 12, orarul vine și el înapoi, 12, și din 13 au mușcat un pic, 5 minute, deci 12:55. Aici e și 55, nu? Că până la 60 de minute, ca să completăm o oră, mai sunt 5 minute. Corect. Deci, la întrebarea asta, ce facem noi? Ce operație vom face? 15 plus... Adunăm, da? Minutele. Da. Deci, timpul total. Timpul total. Pe 15. Înseamnă 15 plus 5. Plus 10. Plus 10. 15 plus 10 mai întâi, da, plus 5, este egal cu 30 minute. Din 13 H și 25 minute, luăm o oră care, deci, 13 egal cu 12H, da? Ora 12, plus și o oră care o transformăm în cine oră? În 60 de minute, da? 60 de minute și cu 25 face 85 de minute. Deci 12 și 85 minute. Nu știu cum la clasă notați minutele. Da, minute la fel. Tot așa, da? Minute, da? Și ora cu H. Da. Da. 12, ora 12 și 85 de minute. Acum scădem cele 30 de minute din 85. Deci, minus cât aici? Cât a consumat el? 30 de minute. Și ne dă, ora 12 rămâne. Și aici rămâne 5, 3 din 8, 5. 55 minute. Răspunsul corect este că trebuie să pleci la ora 12. Da? Așa am gândit, da. Bine. Altă întrebări, problemă? Raluca a plecat de la București la ora 5:45 de minute. Și a ajuns în Constanța la ora 8:20 de minute. Cât timp a durat drumul? Deci, pleacă Raluca de unde? Raluca a plecat de la București la ora 5:45. Din București la ora 5 și 45 de minute. 5 H și... Da. Păi logic,
Da. Așa că, nu zice 17, da? Deci 5, ora 5 dimineața și? Și azi 5 și câte minute? 45 minute. Da. Și azi ajuns în Constanța la ora 8:20 de minute. În Constanța ajunge la ora 8 și 20 de minute. Aș și 20 minute. Cât timp a durat drumul? Corect. 3 ore și 65 de minute, adică 4 ore și 5 minute. Ar trebui să scădem din ora de sosire, să scădem ora de plecare, nu așa? Deci din ora de sosire, scădem ora de plecare ca să vedem cât a durat, drumul, cât timp a durat mersul cu trenul respectiv. Tu cum zici? Nu-i bine? Ba da, este bine, doar că eu, ca să aflu că a durat 4 ore și 5 minute, am luat 20 de minute care le-am reținut, au rămas 8 ore, de la 5 până la 8 sunt 3 ore, apoi 45 plus 20 de minute care le-am reținut, de 65. Și... Deci tu, în concret, cum propui să facem mișcarea asta? Ca să putem scădea minutele, din 20 de minute putem scădea pe 45 de minute? Nu. Nu. Atunci mai luăm o oră de la sosire. Și o transformăm ora aceea în minute. Și atunci zicem 7 ore și la ora 7 și 80 de minute. Că din ce s-a făcut 80 de minute? Din o oră plus 20 de minute. Da. Da? 60 cu 20, 80. Da. Acum ne convine situația asta, putem face scădere foarte ușor. Deci din 7 ore și 80 de minute scădem pe cine? Ora de, asta e ora de sosire. Da? În loc să spun 8, ora 8 și 20 de minute, zic 7 și 80 de minute. Pot să zic 6 și 100 cât? Pot să zic că a sosit la ora 6 și câte minute? La 6 și 6. Eu pot să zic 6 și câte minute? Și 100 și... 120. 120 înseamnă 2 ore. 145. Și 140. Așa. Deci eu pot să zic și 6, deci zic 7 și 80 de minute, că am adunat 60 la 20. Pot să zic foarte bine 6 și 120 plus 20, 140 minute. Da? După nevoie. Dar eu nu am nevoie de mai mult de 45 de minute. Da. De aceea am luat o singură oră și am scăzut din 8 ore ora respectivă și mi-a rămas 7 ore. Și minute sunt acum 60, nu? Ștefania, 60-ul care am transformat și plus 20 care eram peste, înseamnă 80 de minute. Și acum scădem. Deci o să scădem din 7 ore, de ora 7 și 80 de minute, scădem ora 5 și 45. Și acum scăderea se poate face. Și vine 5 din 10, 5. Ajută-mă tu, Ștefania. 5 din 10, 5. 4. 4 din 8. Nu mai este 8. Din 7. Da? 4 din 7. 3. Corect. Da? 4 din 7, 3. Și 5 din 7? 2. Deci, minute și 2 ore și... Asta a durat. 2 ore și 35 de minute, da? 2 ore și 35 de minute. Da. Dar important este să gândim corect. Deci n-am putut să facem scăderea, nu-i nimic. La minute am avut greutăți, da? Dar am avut rezervă la ore și am luat o oră și am transformat-o în minute și totul a fost da, perfect. Da, când am auzit că Richard a zis că 3 ore, de asta am... Sigur că erai debusolată și te întrebai, erai derutată, cum să fie 3 ore când nu a fost posibilă, nu puteam face scăderea. Dar Richard știi ce face el, el tot timpul se ocupă cu lucruri de acestea care să ne
scoate din mână, nu? Dar am o întrebare, nu puteam intra pe internet și scriem de la București până la Constanța, câte ore sunt? Ca să, cât durează drumul de la București la Constanța? Depinde cu ce tren mergi. Da? Și aici cu ce mergea? Aici cu trenul la București la Constanța. Da, cu ce mai bun, hai să vedem alte probleme, te rog. Un tren pleacă de la București spre Pitești la ora 17 și 15 minute. Deci de la București, la Pitești. Te Pitești pe, până la București, de la București până la Pitești cu... Un tren pleacă de la București spre Pitești la ora 17 și 15 minute. 17 și 15 H și 15 minute. Adică 5 seara și 15 minute. Așa. Știind că drumul durează 2 ore și 5 minute, la ce oră ajunge trenul în Pitești? Deci 2 ore și 5 minute, da? Ajunge la foc, ca să facem mai ușor, putem scrie în loc de 17. Ajunge la ora, ajunge la ora 19 și 20 de minute. Da? Două ore plus la 17 face 19. Deci ajunge la ora, în Pitești, la ora cât? 19. Și 20 minute. H și 15 minute. Și cu 5 minute, 20 minute. Adică ajunge la 7. În limbajul nostru mai ușor de așa, zice la ora 7 după amiază, da? Pe seară. Bine, acum... Dacă suntem vara, la ora 7 nu-i seară, nu? Bine. Bine. Acum alte probleme, te rog. Tatăl este cu 29 ani mai mare decât fiul său. Acum 5 ani, diferența de vârstă dintre tată și fiu era de... Și trebuie să... Să completăm noi. Da. Deci... Încă o dată problema. Tatăl este cu 29 ani mai mare decât fiul său. Da. Deci, tata... 29 de secunde. Așa. Tata, ei, lasă, fac 29 de secunde. Așa. Tata. Și fiul, da? Tatăl și fiul. Fiul e mai mic. Da. În plus, aici sunt 29 de ani. Tatăl are în plus față de fiu. Da, 29. Da? Tata și aici fiul. Bun. Acum 5 ani, diferența de vârstă dintre tată și fiu era de... Cât? Cât era? Acum 5 ani, care era diferența dintre tată și fiu? 24 de ani. Da, 24. Da. 29 minus 5. Stai, că și fiul era mai mic. Așa. Nu, nu că să facem proprie. Adică tu crezi știi cât care e diferența între tine și tata? Păi tu ai 3 ani? Da. Am 10 ani și el are 29. Tata are 29. Da, 29, 39. 39 și tu ai cât? Eu 10. 10. Deci acum 5 ani, care era diferența între tine și tata? 5 ani? Păi nu știu că... Noi mi avea 5 ani și tata avea 34 de ani. Păi stai o secundă. Eu 5 ani, 29 de ani. Și la diferență era tot de 29. 29, nu ceva e la... Deci tata acum 5 ani avea, cât ai spus tu, 34. Iar tu ai avea 5 ani. Da. Și dintre 34, tot 29 de ani, da? Diferența este aceeași care este și în momentul de față. Că ei merg înapoi. Deci, dacă ne ducem un an înapoi, scade un an și tata ca vârstă și tu. Da? Mai mergem încă un an și încă un an. Și... Dar diferența se păstrează. Diferența tot de 29 de ani este. Ceva e putre. Da? Ceva e putre. Cum e putere? De ce? Că nu știu câți ani avea fiul. Ca să știm... Păi nu, dar poanta este că această diferență se menține
de la data nașterii tale. Putem afla pe ce ani are fiul? Nu, nu avem niciun element. Păi da. Numai atâta întreabă autorul, ne întreabă care era diferența de vârstă a cu 5 ani. Două. Dar a cu 7 ani. Acum 7 ani tot 29. Sigur că da. Deci, da? Tot timpul. Deci tot timpul punând diferența. Dar cât va, care va fi diferența peste 5 ani? 29. Tot 29. Dar peste 5 ani se păstrează. Se duce și vârsta tatălui în față. Peste 100? Peste 100 de ani, Doamne ajută să fie. Da, tot 29. Da? Deci peste 100 de ani și tu și tata va avea 139. Da? Și tu vei avea 110. 149 tata, nu? Așa. 139. Iar tu vei avea 100 cât? 11. 110. Așa. Ia să vedem. S-a înțeles problema? Da. Deci, care răspuns ăla e acolo? 29 minute. Așa. Tot 29. Da. 29 minute de viață. Și a cu 2 ani, și a cu 3 ani, și peste 5 ani, și peste 7 ani. E poanta aici, da? Vrea autorul să afle dacă voi ați prins ideea că se translează și vârsta tatălui și se menține diferența. Că și tata crește cu un an, și tu crești cu un an, da? A vârstă. Hai să vedem. Altă. Câte zile ai avut vacanța de vara anului 2013, dacă prima zi de vacanță a fost pe 23 iunie și prima zi a noului an școlar a fost pe 16 septembrie? Am o întrebare, știți cumva cum se numără pe degete anii? Da, eu știu, 31, deci ianuarie, februarie, 31, 28, 29, 31. Începe cu 30, 31, 30, 31, 30, 31, și tot așa. Și pui lunile. 31, 30, 31, 30. Păi da, când e sus e mai mare, când e jos e mai mic. Da? Deci 30 ianuarie, februarie, martie, april, mai, iunie, iulie, august, sunt una, cele două unul după altul, cele două luni, am două, 31. Două? Iulie și august. Dar ne-ai păcăieșe și 28 sau 29. Nu, la februarie, deci ianuarie, 31, februarie, 28, 29, 30, 31. Bine, ești în figură tu. Deci, 31, 30, 31, 30, 31, 31. Așa, dar cu excepția lui februarie, deci cu excepția lui februarie, care are cât? 28, 29, 30. Deci 28 sau 29, da? Sau 30. Nu 30, când ai auzit tu 30, februarie sau 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31. Da. Deci două sunt iulie și august, iulie și august copiii, sunt cele două luni care au 31. Da. Da? Iulie și august sunt cele două luni care au 31. Bine, să vedem acum problema ta. Câte zile a avut vacanța de vară anului 2013? Da. Dacă prima zi de vacanță a fost pe 23 iunie. Deci prima zi de vacanță 23 iunie, da? Da. Și prima zi a noului an școlar a fost pe 16 septembrie. 16 septembrie. Deci pe 16 septembrie a început școala. Deci, practic, acolo mai are 7 zile, pentru că aici iunie vine la 30, 7 zile vacanță. Bine. Deci, da, vine dacă e prima zi, atenție, dacă e prima zi de vacanță, o punem și pe 23. Da. Deci, câte sunt aici, zis tu? Câte sunt aici mai... Sunt 3... acolo mai pune 7 zile ca să... De ce 7 zile? Păi... Hai să vedem. Că dacă e prima zi... Cum adică? Prima zi de vacanță, 23. Deci o punem pe 23. Apoi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Deci câte zile are din luna iunie? A, cu 23.
Pe asta era poanta. Credeam că fără. Păi zice, prima zi de vacanță este 23. Atenție la formulare. Nu ne grăbim. Da? Deci, înseamnă că 23 sunt aici din iunie 8. 8 zile, da? 8 zile. Apoi. 8 zile. Deci, ianuarie, februarie, iunie. Iulie. August. Am un 2, iulie și august au câte 31 de zile. Deci, da. Avem o dată 8. Cu 3 zile. Aici, 31. Nu că iulie. Apoi, august. August. Câte sunt? Ea 31. Aha, da. Și apoi, în septembrie, 30. Și apoi, în septembrie, câte? Prima zi de școală este 16 septembrie. Nu o mai pune pe 16. Dar pe 5 o punem. E 16. Nu 16. 16. Eu zic că 15. Stai, deci cum a spus? Sunt 15 zile, deoarece 16 este prima zi de școală, deci nu se pune atunci. Atunci da. Deci, 15 zile din septembrie. Și acum vedem cât a durat. Cât a durat? A, vacanța? 8 zile. Da. Nu, 31 plus 31. 31 plus 31. 62. Plus 15. Și plus 8, da? Da. Și vine 2 și cu 5, 7 și cu 8, 15. 2 și cu 3, 5 și cu 3, 8. 85 de zile a durat vacanța. Cam puține. 85 de zile. Uiți tot. Este timpul să uiți tot ce ai învățat în anul trecut. Dacă nu mai lucrezi, atenție! Bine. Asta completăm. Deci, profu, noi în vacanță de vară mai facem lecții. Da, da. Da. Pentru că am de gând să vă învăț lucrurile care se fac în clasa a 5-a. Da. Timp de 85 de zi. Dacă trecem. Dacă trecem, sigur că da. Profu, am o întrebare. Trebuie să vezi o și de an. Se dă la trecerea în clasa a 5-a sau la terminarea clasei a 4-a? La terminarea clasei a 4-a. Eu trec? Eu știu, o așteptăm. Vedem mai mult. Bine. Hai să vedem copiii acum. Ce a fost aici interesant în problemă? Ștefania, ce ți-a plăcut ție? A zis dacă prima zi de vacanță a fost pe 23 iunie. Adică 23 să fie zi numărată? Da. Că dacă ne grăbim și scădem din 30 pe 23, nu luam 8 zile, ci 7 zile. Așa v-aș și păcălit. Mie mai place ceva. Ce anume? Că trebuie să știm câte zile are. Încă o noutate, că iulie și august, care sunt vecine, au 31 de zile. Două lucruri foarte importante, da? Mă întreb încă ceva. Câți ardei se cultivă într-un metru liniar din 10 în 10... Metru liniar, adică... într-o linie dreaptă. Da. Din 10 în 10 centimetri. Câți ardei se cultivă? Deci ce spus? Într-un metru liniar, adică, uite, masa asta, să zicem că are un metru. Și acum, câți ardei din 10 în 10 centimetri se pun? 9. Stați, din 10. Din 10 în 10 centimetri, câți ardei? Să transformăm metri în centimetri. Un metru, un centimetru, vine centimetri, 100 de centimetri. 100 deci un metru înseamnă 100 de centimetri. Zice, nu știu ce, zice, trebuie să fie ceva de 100 împărțit la... 10, ar fi 10. Da. 10 ardei. Nu. Nu știu, eu am zis eu. Deci. 9. Deci, 11. Nu știu. Deci, cum adică 20, proful? Pentru că astăzi am... Poți să arăt? Ia, te rog. Dacă facem... o dreaptă. Și un metru. Da, de un metru și împărțim în 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Da. Am făcut, am... Noi am făcut doar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 aici. Noi am făcut 10 tăieturi, dar cu una e... 11! 11 ardei. Sigur că da. Se începe cu asta din capăt și termină cu capăt. O problemă asemănătoare am făcut noi azi, numai că era cu lungime, dar era
nu de ardei, de altceva. Da, bine, formulat altfel, am zis și cu ardei. Da, deci, atenție, Ștefania, se întâmplă așa, că primul ardei îl punem aici și ultimul îl punem aici. Deci, în total, când numărăm, sunt 11 ardei. Asta era povestea. Da? Poftim, Ștefania, altă problemă? Da. Soarele răsare la ora 5 și 17 minute. Și apune seara la ora 9 și 3 minute. De cât timp stă soarele pe cer? Asta am vrut să spun eu. Deci, soarele răsare la ce oră? La ora 5 și 17 minute. La 5, H și 17 minute, da? Și apune? Și apune seara la ora 9 și 3 minute. 9, adică ar fi în... limbajul, în loc de 9, să zicem. Da, păi dacă 9... A, 21! Păi 21 trebuie să punem, că dacă zicem 9, când scădem din 9 pe 5, da, fac 4 ore. Da, dar aici scrie 9, nu scrie 21. Da, dar noi traducem, că nu ne permitem noi să picăm în capcană. Poate la 9, poate la 9. Păi cum, la ora 9 dimineața se apune soarele? Dacă, doar dacă e eclipsă, nu, să zicem. Eu mă uite eclipsa și se spune că nu, era, nu e bine să te uiți la ea, doar că e bine. Nu se zice. Nu se zice chiar. Chiar e adevărat. Da. Deci la ora 21, H și... 3 minute. Și 3 minute. Da? Să zicem că nu sunt minutele alea. Poftim? Să zicem că 17 și 3 nu sunt acolo și după le adunăm, le punem, nu? Ai, nu? Trebuie să vă gândim concret. 21 de minute, minus 5 minute ne dă... Știu, cred că știu. Deci ce problemă avem noi? Ar trebui să scădem din momentul care apune, să scădem momentul cu când răsare soarelui, soarele, ca să putem să vedem... Cum? Mi-a ieșit. Nu știu, dat, mi-a dat 16 și... da, mi-a dat 16 și 14 minute. Nu? Da, profu, știu. Nu? Deci, de la 5 ore până la 6 ore mai... De la 5 și 17 până la 6 mai sunt... păi... 43 de minute. Deci el zice așa. 14 și 14 minute. Taci. 43 de minute. 14 și 14 minute. Deci să vedem cum gândește. Merg pe mâna lui Ia. Vicky. Da? Vicky. A lui Vicky. 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 Spui așa. De la ora 5. La ora 6. Până la 6 dimineața. Da, așa. Încă el răsare la 5 și 17 minute. Ar fi aici câte minute? Pentru 43. Ca să completăm 60 de minute, nu se face în ora 6. 43, că din 60 scădem pe 17 și atunci 7 din 10, 3, 1 din 5, 4, 43 de minute până la ora 6. Apoi, aici e foarte simplu. Nu, dar eu merg prin mâna lui, deci, cum a gândit el. De la ora 6 la 7 sunt mai o oră. De la 7 la 8 mai o așa. Deci, practic, la 8, practic scădem acum. Tu ai așa, 43 de minute până la ora 6. Și ai mișcat problema că soarele răsare de la 6 de acum, nu? 6 și 43 de minute. Pe mie mi-au ieșit 15 ore, 15 ore și 3 minute, 15 ore și 43 cu 3, 46 de minute, 15 și 46 de minute, că am făcut, cum v-am arătat acolo, ne dă 6 dimineața, apoi oră 7, apoi 8, apoi 9, 10, 11, 12, 13, în fine, și... Vedeți ce mi-a dat 15? El merge cu degete. El merge pe degete, parcă ar fi nepoțica mea de 5 ani.
Păi, dar nu, că mergeam... Păi, tu vrei să treci în clasa a 5-a. Cum poți să ajungi în clasa a 5-a? Păi, nu, mergeam pe 7, 8, 9, 10. Și când ajungeam la 21, că făceam o dată 10 și mai făceam o dată și mai ajungeam la 5. E frumos! Vino cu degetele și fă așa la ta, ca să fie ceva de... Hai, du-te, că vreau și eu să văd. Turiști! Cu degetele, da? Hai, cu degetele. Hai, du-te! Hai, că... Da. Atunci trag linii. Da, hai, da, e altceva. E altceva și... Ia să vedem. Deci, aici e 6 dimineața, apoi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Și ne vine 2, 3, 4, 5, dar cu 6 la 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ore. Dar mi-ai pus-o și pe 5. 15. Faceți hașul? 15 ore și? Și 3 minute cu 43 de minute ne dă 43. Deci cu 43, adică cât a durat de la răsărit până la ora 6, 43 de minute. Și cu cele 3 minute până apune soarele, deci 46 de minute. Vreau să fac un cum faceți. Minute. Dar trebuie să-l filmez, mă. I? Da. Mi. Aha. Așa. Da. Deci, 15 ore și 46 de minute. Atât a durat perioada în care soarele a stat pe cer. Deci e bine. E bine, da? Dar nu știu. O altă idee mare cineva? Da, că problema, cum am spus eu, este bine și eu sunt cel mai bun. Nu, ești cel mai bun. Dacă avem o idee și mai bună, chestia cu număratul pe degete nu prea mă după mine. Cu liniuță, hai să zicem, dar o altă idee. Cu bezișoare. Păi ca să vedem durata, trebuie scădem din timpul ăsta de aici. A, da. Din timpul ăsta scădem pe timpul. Păi asta a făcut și v-am spus rezultatul. Păi nu știu, dar nu ai făcut Rufi. Așa. A, vreau să pot face la tablă. Din 21 la H și 3 minute, da. Scăzut pe da. 5 da. H și 3 și 4 și 17 minute. Când se scad din 3 pe 17, nu pot. Bă, da, ne-am promutat de la am învățat. Cum facem? Păi am învățat, mi-ați explicat. Acum, deci luăm o oră de aici și rămâne doar 20. Și ora asta o transformăm în 60 de minute și cu 3 fac 63. Da. 60 63 de minute. Și acum, din 63 scădem pe 17 și zice 7 din 3 nu se poate, dar din 13 luăm o 10 de aici. 7 din 13, 6, da? Aha. Și 1 din 5, 4. Da. 46, nu e și minutele. 46 de minute. Și acum, 20. 5 din 20 scădem pe 5. Se face cât? 15. Da. 15 ore și 46 de minute. Atât am vrut. Deci ce operație trebuie să face? Pur și simplu trebuia să scădem din ora când momentul când apune, momentul acela când răsare, dar să zicem că nu avem posibilitatea să scădem din 3 pe 17 și atunci luăm o oră și o transformăm în minute și totul merge perfect. Da? De acord cu asta? Da. Deci câte ore? 15 ore și 46 de minute. Mergem mai departe, vedem o altă problemă. Mihai s-a așezat în pat la ora 21 și 30 de minute. La 21 și 30 de minute s-a așezat în pat. Da? La 21 la ora 9:30. Și 30 minute. A durat un sfert de oră până a dormit. Da? S-a trezit. Un sfert de oră? Da. Da. Ce înseamnă că durează 15 minute. Deci 15 minute până a dormit. Minute. E perioada în care se chinuie totul. Cheamă pe iene, nu? Să ajungă pe la moșene, să ajungă pe la gene. Sau se chinuie totul. Se necăjește el acolo, se trudește să doarmă.
E o trudă și asta, ca să poți avea, da? Bine. S-a trezit dimineața la ora 6:15 minute. 6? Și 15. A, tot 15 minute. 15 minute. Păi, profu, adică a dormit la, asta înseamnă că a dormit la 9:45 de minute, deci nu mai puneți 30, puneți direct 40:35. Deci punem aici, că aici, în momentul când ar doarme, da, la ora 21 și 45 de minute. 45 minute. Da? Acum mai sunt 15 minute, deci 21 și 45 de minute. Și eu, dacă îmi dă mie rezultatul bun, adică... Vii și tu la tablă și să-l vedem. Deci, mai sunt 15 minute până la 10 fix. Da. Deci 15 minute reținem. 15 minute reținem de somn. Da. 15 minute în care... El doarme 15 minute. Da, așa. Da. În care... Până la ora 10 a dormit 10. Încă 15 minute. Da. Și face ora 10, adică 22. Da. Apoi 23, 0. Și după aia mai sunt 6 ore și nu, da. Să se pune și asta. A, nu, deci asta înseamnă că sunt 6 ore până la 6, așa. 6. La ora 2, așa. 6 cu 2 6 8 ore. 8 ore. Deci 8 ore și 8. A. 8 ore, H. H. Și? Și jumătate de oră, 15 minute cu 15. 15? Da. Și cu 15? 30 de minute. Mi-am făcut 21. Și mai este o modalitate. Ia 21 minus 6. 21 minus 7? Nu. Stai. 21. Nu-mi dă la fel. H. Și? 45. Min. Da, 21 și 45 de minute. Minus? Minus 6. Păi de nu ne dă la fel. H. Da, ore și... 15 minute. Nu ne dă la fel. Da, mie mi-a dat la fel. Ia să vedem. Ah, da. 0... Dar asta am vrut eu să fac. Da, chiar asta am vrut. Min. Așa. Și 21, 5 și 6. Așa. Păi stau eu, nu fug nicăieri. 6 din 11, 5. 15 ore doarme. Și jumătate. Păi da, și acolo i-a ieșit 8 ore. Păi cum? Acolo, ba nu, asta e bună și a ieșit. Care asta e bună, nu? Care e bună? A, cea din dreapta. Care cea din dreapta e bună, da. Și cealaltă nu. Da? Da. Greșit? Da. Da, Richard, nu așa trebuie să faci. Dacă ai dormit vreodată 15 ore, Richard? Ți s-a întâmplat de la ora... De la ora 10, aproape 10, până dimineața la 6, să fie 15 ore. Păi da, spus și eu, ce-ai făcut-o? Ți-a spăcut-o, cine ți-a făcut-o? Băi, Emi. Bacaleană. Deci, au dorit 15 ore azi. 15 ore, Doamne! Dormim atâta! Știi că dar, chiar așa, dacă ai fi dormit 15 ore, la adică, cât? Adică, jumătate cât? De zi și... Deci, dacă ai dormit la ora 21, atenție, la ora 21 și 45, și dacă dormi 15 ore și jumătate, la cât trebuie să scoare? La cât trebuie să scoare? La... Cred, nu știu, presupun. Păi 21, adică 9, 7. Deci, trebuie asta. Profu, în loc să scânde, a spus el că dege și a spus că e bine.
Trebuia să pună plus ca să dormim și mai mult. Da? Deci să dormiți și mai mult. Deci 8 ore și 30 de minute. Cred că este mai aproape de adevăr el. 8 ore și 30 de minute. Dar cum facem totuși să înțelegem decât prostia asta? Da? Dar nu și dulce. Vreau să insistăm un pic. Că mi se pare interesant. Noi ne-am obișnuit să scădem din ora finală, ora de început și diferența aceea merge foarte bine. Păi e greșit modul dumneavoastră, adică, practic nu e bine să scădem de-acum. Păi de ce, mă, dar de-acum merge foarte bine. Nu știu, mi-a dat. Virata asta mi-a dat. Deci nu-i bun. Deci nu-i bun. Caput. Caput. Nu se poate. Ba se poate. Ba nu se poate. Ba se poate. Ba ce se poate. Ba se poate. Ba ce se poate. Richard, scoate-mă din încurcătură, scoate-mă din încurcătură, că eu așa știu, scad din ora finală, ora inițială și diferența aceea este exact... A, păi vedeți, 6 ore și 5 minute, minus 21 de ore. Păi cum fac așa? M-am făcut de bafte. Da. Eu și cu tine, Noemi, amândoi. Eu nu. Cum nu? De ce nu vii tu lângă mine? De ce nu este adevărat? Nu este adevărat că ai făcut-o și tu? Da, mi-e convins că deci, simțim că e corect cum a gândit Richard. Da, da. Mersi. Deci a gândit corect. Deci el a spus așa, mă duc până la ora 10 da. Și dorm o sfert de oră, că de la 9 și 45 până la 10 seara, m-am un sfert de oră, da? 15 minute. După care, 2 ore până la 12 și până încă 6 ore și 15 minute, e corect. Din punct de vedere practic al modului în care s-a întâmplat fenomenul, 8 ore și 30 minute mi se pare foarte corect. Dar cum facem să ne iasă problema în varianta noastră? Păi... 25 de ore. Cum? Stefania, 25 de ore? Ce mai bine? Ce facem? Ce mai bine? Profu, știu cum facem. Deci, facem 21 de ore... 60 de minute. Deci facem 21 de ore, 6 ore, ne dă 27 de ore, 27 de ore, minus 21 de ore, ne dă 8 ore. Ceva am greșit acolo. Da, put, că e la cred că știu cum facem. Știu eu. Poți să arăt? Zici? Facem, în loc de 21 de ore, facem 20 de ore și 105 minute. Opa. Și 105 minute. Vedeți că e bun. Deci el zice, nu la ora, nu a dormit la ora 21 și 45 de minute, ce a dormit la ora 20 și 105 minute. Adică a luat ora asta și a pus-o aici, 60 de minute și cu 40. Am înțeles. Dar eu vreau să văd dacă mi-e problema. Tu de-ai translat un pic acolo o oră mai devreme și ai translat o oră în minute. Cum fac? Până acum am hotărât clar. Așa facem, din ora finală, scad ora asta inițială și găsesc diferența. Da. Bun. Știu. Ce e facem? Problema greșită. Da. Cum? Dumneavoastră ați dat o greșită. Am dat, nu, am, ce fac? Ideea asta nu e greșită, nu? Care a dat-o, ideea care am avut-o, că scădem din asta pe asta, nu pare să nu meargă, nu? Da. Și nici nu se poate. Știu. Din 6 ore să scapi 21 de ore. Ce facem? Deci eu am dat unul pe cel la 6. Nu, profu. Faza asta funcționează numai la unele probleme. La da. E defectă. Aha, vedeți, am dat răspunsul eu singur. Asta era, la unele merge și la alte... Dar la care merge, la care nu merge? Păi, la mere, la cele cale gare, sunt pe sub 20 de ore. Adică sub ora 20. Sub ora 24. Da. Deci, dacă el adormea
pentru rotație completă copiii. Deci dacă gândim problema pentru o rotație completă a ceasului, asta înseamnă, deci, ora 0 egal cu ora 24. Nu? 0 sau 24. Da. Și începem să numărăm. 1, 2, 3, și așa mai departe, până ajungem unde? La? La 24. La, pardon, la 23. La 6. Deci ajungem 1, 2, 3, 4, 5 la 6. Da. Da. După aceea 7, la 8. Dar de ce zicem noi, în loc să zicem ora 1, zicem ora cât? 13. Știu eu. Pentru că știu profesorul. Adică mi-a venit unde m-am întors pe planeta Pământ. Deci, Irenu, ești plecat. Pentru că până la ora... Asta înțeleg lucrurile acestea. Stai, eu vă spun, deci, până la ora 12 este partea zilei, este ziua. Iar de la 12 până la 24 este seara. Da. Cum? De la 12 până la... Deci, până la ora 12 este ziua. Bine, nu vă gândesc că este lumină, că așa e lumină și până la 9. Doar că mă refer la faptul că este începutul zilei până la 12 și de la 12 la 24 se termină ziua. Sunt 12 ore care, că știți că 12 ore și 12 ore. 12 ore are seara. Așa. Ah, ce bun. Deci, el vine și spune așa. O zi și o noapte durează 24 de ore. Nu. Deci, nu, ziua este o zi întreagă, cu tot cu zi și cu noapte, sunt 24 de ore. Asta este, da? O zi și o noapte, 24 de ore. Și atunci, la 12 noaptea, este de fapt momentul când ora 0 coincide cu 24. Dacă ați văzut la televizor, e ora 23 și 55 de minute, 24, 0. Ora 0, da? 0. După care începe numărătoarea. Noaptea asta, da? Da, practic după ce trece... Miezul nopții, hai să zicem, miezul nopții. Pentru că până se ajunge a doua zi la miezul nopții... Mai trebuie 5 ore. Până se ajunge a doua zi la miezul nopții, se întâmplă să parcurgem de două ori ceasul. Deci, odată o rotație completă să ajungi la ora 12, deci de la 12 noaptea, de la ora 0 noaptea, până când ajungeți voi la școală de se termină cursurile, s-a făcut o rotație completă. Adică am parcurs 12 ore. Da. De la ora 12 ziua când ați ieșit la școală, începe 13, 14, 15, da? Până ajungem la 24. Deci, practic, într-o zi și o noapte, plecând cu punctul start, miezul nopții, și te ajungând până la noaptea următoare la miezul nopții, am parcurs 24 de ore. Da? 24 de ore. Și acum, dacă noi scădem din 6, ora 6 și 15 minute, în mod normal, cum știm să facem acest lucru, este un moment de derută, pentru că aici s-a făcut ora 0, care e egal cu 24. Da. Da? Deci 0 egal cu 24. Dacă vreți să-l transferăm în sistemul care s-a numerat până aici, 21, 22, 23, 24, translăm acum acest 24 la 6. 6 și cu 24, da? Iată cât ar veni. 24 plus 6 și cât? 6 și 15 minute. Dar un pic se termină ideea, că dă de ideea. Și până mă fac de toată bafta. Eu am făcut 24 minus 21 și mi-a dat 3 și mai trebuie încă 5 ore până la 8. Primul lucru este 53 de minute. Și al doilea lucru, practic, odată ce devine ora 0, ora 0 se mișcă prima oră de la ziua următoare. Ora 0, 1, 2, 3. Păi asta înseamnă, asta vreau să spun. Dar acum eu fac așa. La 24, care era ora 0, și începem până la ora 6,
La 24 adun cele 6 ore. Și, da? Da? La 24, iar 1, 2, 3, 4 începe de parcă ar fi de la 0 numerătoare. Dar 0 înseamnă 24. Și atunci eu adun la 24 pe 6 și vine cât aici? 30 și câte minute? Și 15 minute. Și din care scad ora 21 și 45. Deci scad pe 21, da? Și 45. Când îmi propun să scad pe 21, pot, dar din minute nu mai pot scădea. De aceea iau o oră de aici și o transform în cine? În minute. Și am să am 60 cu 15 face cât aici? 60 cu 15 fac 75, da? Cât au rămas aici? 29 de ore. Da, 29. Și atunci zicem 45 din 75 5 din 5, 0 4 din 7, 3 30 minute. Și aici 1 din 9, 8 nimic, 8 ore și 30 de minute. Deci e bună așa dumneavoastră. Păi bine, deci e bună. Deci mai avem o variantă. Nu, aceasta e varianta corectă. Cea care am făcut-o când îi dădea 15 ore și nu știu ce, era o trăsnaie. Deci ce am făcut aici? Am mișcat și am ținut cont că ora 0 e 24. Pe aici s-a mers în varianta completării lui 24, iar de aici parcă s-a luat de la 0 și așa se întâmplă. Și atunci eu am considerat 25, 24, 25, 26, 27 și atunci la 24 am adunat cele 6 ore și 15 minute, da? Și mi-a dat 30, ați văzut, și 15 minute. N-am putut să scad pe 21. Ideea aceea din ora finală, scădem ora inițială, este deșteaptă, este corectă, dar trebuie să ținem cont că aceasta se translatează la 24 plus asta. 24 plus asta înseamnă, ori zic 30, ora 30 și 15 minute. Și acum, în momentul acesta, merită să scad din asta pe asta și mesă timpul respectiv, da? Ia vezi dacă s-a completat. Te rog... 57. Da, oprim. Pauză!